Hristos a înviat și bine v-am găsit. Doamne ajută și de bine. Doamne ajută și ține-ne pe lumea asta să putem privi ce se întâmplă în jurul nostru pe internet și nu numai. V-a fost doar un pic de cafeaua de după, așa-i? Cafeaua de după. După o săptămână lungă am avut 1 mai, am avut Paștile, am avut vacanța de Paști și pac! Am picat direct în miercuri de 5 mai să vedem ce se poate întâmpla și ce nu în țara asta. Mă scuzați, e vineri. Poate vorbesc prea tare, mai sunteți unii în coloană pe Valea Prahovei? Mai sunt unii în coloană pe Autostrada Soarelui? Vă întoarceți de la mare din mini-concediu de Paști? Îmi cer scuze, asta e ce să facem. România, țară de căp, dar aici suntem condamnați să trăim cu toții. Ca asta m-am gândit și eu, dacă toată România vine din vacanță, că e de pe Valea Prahovei, că e de pe Autostrada Soarelui, de ce nu merg acolo asistentele cu acul să facă injecția, să bage serul și să... Nu e așa, toată țara e într-un drive-thru. Nu pot să... Mă rog, nu mai faceți drive-thru-uri în fața mall-urilor. Că am văzut pe unul care a mers cu mașina și a făcut vaccin și a întrebat asistenta, zice, nu vă supărați, pot să stau aici să fac și rapelul? Că nevastă mea e la magazin și până termină ea, nu se poate așa ceva, domnule. Erau unii în parcare la... sala sporturilor în Cluj, unde se face tot drive-thru de ăsta și din portbagajul încercat să mituiască asistentele cu parfumuri și cu blugi, nu se poate. Întreba lumea acolo, dar ce e acolo, maică? Să depun bani la Caritas, nu se depune niciun ban la Caritas. Toată lumea trebuie să fie vaccinată ca să ne meargă bine, să avem vacanțe, să avem concedii, să avem în comuna Ciugud din județul Alba, o să se implementeze programul vaccin la poarta ta. Deci ar spune poarta ta, eu m-am vaccinat în ea. Știți melodia aia? Zice, ghiță l-aștept de seară la portiță. De ce? Ca să-mi dea o injecțiuță. Vecină, dragă vecină, scoate capul la fereastră ca să-ți dau vaccinul, tu să-mi dai Asta este, așa am ajuns, numai pot să filmez în condițiile astea, poți. Oameni care așteaptă la... Imediat sunteți cu ce sunteți? Cu Astra? Nu sunteți cu Astra, sunteți cu Clinceniu. Toată lumea așteaptă rezultatele la fotbal. Doamne ajută! Dar poți să mergi în Maldive, mă, da? Ăștia din Maldive au făcut un program extraordinar de vacanță. Mergi în Maldive, te cazezi acolo, stai în resort, când ai intrat, pac, îți bagă vaccinul și stai 2 săptămâni sau 3, cât e rapelul, stai, bă, îți deștepți. În Zanzibar te duci, îți fac vaccinul și la 2 zile ieși când în manele. Țăcă-re-ca-da-da, aingarez mami amor, megma, cafele bune, am primit și cafele bune numai din diaspora. Australia, Florida și California. Din Australia am primit de la Călin, să-i dea Dumnezeu sănătate. De la vechii mei prieteni, Cristinela și Ovidiu din Florida, am primit cafele bune și tot din California. Aici e vorba de un burger, îi zice California Burger și se vinde în Florești, în parcare la Lidl, de la Marius. Da, e cafea, e ok și trebuie să ne mândrim cu ea. Mulțumesc frumos! buymeacoffee.com/NicuBendea. Am revenit din scurta pauză de publicitate, că dacă voi nu băgați cafele, nu avem la ce să facem publicitate, totuși avem reclamă la tricouri de astea numite Skullwear. Da? Arată frumos, îți potențează culoarea din obraj și peste o săptămână, dacă nu maxim 2, o să vă pregătim o surpriză de nu o să vă puteți ține portofelul departe de ea. Da, asta e, dar trebuie să mai și muncim, nu numai să facem reclamă. Uite, Liviu Dragnea, după 2 ani de pușcărie, judecătorii au găsit că el în 2 ani de pușcărie a lucrat vreo 6 luni de zile. Vă dați seama, omul ăsta a fost de vreo 30 aproape de ani în politică și în 30 de ani n-a lucrat, pus cap la cap, 6 luni de zile. Și totuși, în 2 ani de pușcărie, au făcut 6 luni. Și nu le eliberează ăștia. De ce nu le eliberează? O recupera bani? Nu o recupera bani de la el? Habar n-am. Nu înțeleg. De ce îl ține lumea în brațe?
Divorțul mare în prim plan, dar nu vă gândiți la asta, Ion Iliescu, la 91 de ani, a reușit să nu mai conducă Institutul Revoluției Române. A divorțat de Institutul Revoluției Române. Nu știu spre ce institut se va îndrepta, dar la cât trăiește el, o să îngroape toate institutele. Și Bill cu Melinda, Bill cu Melinda Gates cum zice în română la asta, la divorț? Divorțat. Au divorțat. După 27 de ani de căsnicie, vorba românului. Mânci cu el un munte de sare și nu știi cu cine te alături. 27 de ani de căsnicie, 157 de miliarde de dolari de împărțit. Deci ăștia au trăit împreună 27 de ani și o să le trebuiască vreo 60 de ani ca să-și împărțească averea. Cum și-or împărți ei miliardele? Cum o să zică? Bill Gates, că el stă pe mormanul cu miliarde de dolari, aci Bill Gates, dincolo este Melinda, Melinda Gates. Și el o să zică, facem așa împărțiala fără avocat. Și o să zică așa, un miliard ție, nu o să lucreze ei cu firfirei, un miliard ție, un miliard mie, 2 miliarde ție, 1-2 mie. 3 miliarde ție, 1, 2, 3 mie. La care Melinda o să-i zică lui Bill, mai dă-te îngheții. E, nu se poate așa ceva. După 27 de ani de căsnicie, zice Bill Gates, în declarația comună cu nevastă sa, zice, nu mai puteam continua, că nu ne mai împlineam. Poate că e drept, e dreaptă vorba asta. Lui s-a făcuse office-ul ca micro. I-a și-o dorit 5G. Dar lui numai 4G intra și în zona de semnal. Și atunci nu mai mers treaba. Acum Bill Gates e liber. Loredana Groza a zis în altă ordine de idei că următoarea manea pe care o va compune și o va, mă rog, interpreta ea, o să fie o manea în cinstea lui Bill Gates. Dar până atunci pauză de publicitate. Cafea de pe Baimie, coffee.com/nicubende primită din Australia, de la Călin, de la prietenii mei, Cristinela și Ovidiu din Florida și de la Marius, cel cu burgerii, California din Florești. Deci, Loredana Groza a scos un hit, fericire. Băi, Loredana cu 10 maneliști, Loredana, lumea a zis, Loredana cu 10 pitici, vorba de Loredana cu 10 mititei, fără muștar lângă ei. Deci, Loredana Groza a scos un hit, fericire. Are 8 milioane jumate de vizualizări pe YouTube. Ca să ne facem o idee, jumate din România s-a uitat la YouTube, cealaltă jumate din România s-a uitat pe Wikipedia să-i găsească vârsta. Fericire extraordinar, Loredana Groza. Zice, asta am făcut-o din dragoste. Fericirea. Are la un moment dat un vers extraordinar acolo, ce te iubesc cu adevărat, pe suflet te-ai așezat. Cântă acolo Florin Salam, la care Loredana, ce bine că te-ai așezat pe suflet, că dacă te puneai pe țâțe, erau 10.000 de euro. Și J'adore, stai maneliște acolo, J'adore cântă în fața toaletei, nu știu unde, nu se putea micționa. E un hit, no, dar n-am înțeles, feri, auziți și voi. O să pună Vlad din montaj. Feri. O zi socră, zice, ăsta-i Feri? Ăla cu detergentul? De când folosesc Feri Platinum, nu am nici urmă de manelist în casa mea. Feri. Să fiți fericiți până data viitoare. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați urmărit și această cafea de dimineață, cafeaua de după, că am avut o săptămână grea, să rămână de la Australia până în California, până în Florida. Și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Nu uitați că luni avem ceva de postat, sigur miercuri de la 8 podcastul și vinerea de la 10 este cafeaua de după, că suntem în Ardeal și după o vine după un minut. Da.